mopul. Vă rog să încercăm să facem în așa fel încât toți cei care au venit aici să se bucure de acest concert. Deci, din acest moment, vă rog, ocupați toate locurile rămase libere, da? Aștept. Mulțumesc! Cei care au copii mai micuți poate țin în brațe, dar așa fel încât să se bucure și să stea toată lumea bine. Dar să stea toată lumea bine. Vă rog, ocupați toate locurile rămase libere. Din acest moment, locurile nu mai funcționează pentru că ora de începere a trecut. Reușiți? Zita Marile, doamnă, acolo mai sunt două locuri care într-o loge. Nu vă cramponați de anumite locuri. Vă rog, mergeți în loja aceea. Da? Vă rog, mergeți în loja. N-am înțeles. Să rog ca cei care s-au așezat pe locuri care aparțin altora să încercăm să ne descurcăm elegant, să nu ținem o sală întreagă. Vă rog frumos, într-o lojă mai sunt două locuri. Vă rog ocupați-le, cei care v-ați așezat pe locurile altora. Vă rog foarte mult, e vorba, știți, de acest rând. Vă rog foarte mult, nu țineți o sală întreagă, că am făcut rostul de locuri. Vă rog frumos, nu putem începe până când nu rezolvați această problemă. Între timp, probabil că locurile acelea se vor ocupa. S-au și ocupat. Onorat public, știu că s-au făcut câteva încurcături în prima zi de bilete. Dar totuși trebuie să fim civilizați. Dacă noi ne încercăm să rezolvăm, să ne ajutați. Fără multe discuții, vă promit că de data viitoare totul va fi în cea mai perfectă ordine. Bună dimineața! Nu așa! Bună dimineața, am spus! Așa! Reîncepem seria Clasic e fantastic. A fost cineva la concertele de anul trecut? Aici, în Ateneu? Înseamnă că v-a plăcut dacă ați venit din nou. Anul ăsta, la Clasic e fantastic, i-am dat o sarcină specială. Să vă învețe pe voi, și cei mici, și cei mari, cum să înțelegeți muzica. Pentru că muzica trebuie să fie înțeleasă. Ea vă spune ceva, iar voi trebuie să înțelegeți și să vă bucurați de ceea ce vă spune ea. Bineînțeles, totul o să fie simplificat. De exemplu, unele pagini muzicale sunt destinate să vă amuze, să vă facă să vă simțiți bine. Nu le dați prea mare importanță, dar dacă muzica dispare, simțiți că vă lipsește ceva. Alte muzici vă arată ce frumoasă poate fi muzica, să vă bucurați de ea, ce minunat poate să cânte un solist la un instrument. Nu vă gândiți la nimic, ci pur și simplu vă scăldați de muzica aceasta absolut minunată. Iar alte de muzică este cea care vă povestește, vă spune povești, ca și când ar folosi cuvinte. Doar că voi trebuie să înțelegeți aceste cuvinte. Și de această dimineață vom avea exemple din toate cele trei tipuri de muzică despre care v-am vorbit acum. Numele meu este Cristina. În spatele meu se află Orchestra Inginerilor, noi voștri prieteni. Bună ziua, vă rog să-i aplaudăm! Sunt oameni care nu sunt muzicieni profesioniști, dar care pentru ei, pentru sufletul lor și pentru plăcerea lor, fac muzică. Și iată acum și pentru plăcerea noastră. V-ați amintit? Vă amintiți? Am avut o lecție despre instrumentele cu coarde. A fost cineva la lecția cu instrumentele cu coarde? Da. Atunci puteți să-mi spuneți ce este asta. O vioară, da? Ce este asta? Un violoncel. Și ce avem acolo în spate? Mai tare! Contrabas! Și între vioară și contrabas avem ceva de mijloc,
Se numește? Bravo! N-am muncit în zadar cu voi anul trecut. Cei care ați fost la lecție știți că la aceste instrumente cu coarde se cântă cu un arcuș, da? Un arcuș care are pe el ce fel de păr? Mai tare! De cal! Deci cei care n-au știut, află. Să vedem arcușele cu păr de cal. Da? Ele se pun pe coardă și sunetul este minunat. Trageți-mi, vă rog, câteva corzi libere. Vioara. Așa, violoncelul. Frumos, nu? Viola. Ca o catifea. Ca o catifea. Contrabasul. Ca un Moș Martin, așa e? Așa. Numai că noi vă facem o surpriză în această zi. Puneți jos arcușele și la instrumentele cu coarde nu se va cânta în această primă piesă de Britain cu arcușul, ci se vor, nici nu știu cum să spun, pișca, pizzica. Se numește pizzicato. S-aud câteva sunete pizzicato la vioară? Liniște! Un pic mai tare. Când vor fi mai mulți, se audă mai bine. La violoncel. La violă. Și la contrabas. Așa. Aceasta este o pagină muzicală făcută să vă amuze, să vă distrați cum la instrumentele de coarte se cântă pișcat. Și pentru asta orchestra trebuie să aibă un dirijor, așa că l-invit în scenă pe maestru Andrei Iliescu.
Se aude? O polcă pizzicato, știți acum ce înseamnă pizzicato? Ce înseamnă? Piș? Mai cu suflet, să fiu sigură că ați înțeles. Fiți amabil, aici este un loc. Nu stați în picioare cu copilul. Veniți în față, vă rog. Aici este un loc. Îmi pare rău, cine pleacă la plimbare pierde locul de onoare. Avem o familie cu un copil în brațe. O să stăm doi pe un loc atunci. Numai un singur loc avem, din păcate. Da? Stați acolo? Perfect. A, acum se aude. Bun. Vreau înainte de toate să vă spun că acest concert și acest ciclu n-ar fi putut să aibă loc fără sponsor, pentru că tot ce e bun și frumos costă. Deci acest concert îl datorăm Fabrio Savana, doamnei Alice Cosa personal, care s-a implicat și care ne-a finanțat, dacă vă amintiți, și în concertul de Ziua Europei, tot Savana și Fabrio era și atunci, le mulțumim, și BRD, Societe General. Aplauze pentru sponsorii noștri care ne ajută să mergem mai departe. Și de asemenea, mai avem alături de noi, cu mici cadouri pentru dumneavoastră, Școala Genesis. Ce cadouri veți vedea! Și tot la cadouri avem și editura Humanitas. Și dacă suntem la cadouri, are cineva zi de naștere astăzi? Cine are ziua de naștere astăzi? Să vină aici pe scenă. Cine are ziua de naștere astăzi? Pe bune, că vă caut în buletin. Cine are ziua de naștere să vină aici pe scenă? E ziua ta? Pare rău. Avem sau nu avem? Pentru cei care au ziua de naștere capătă un cadou, deci vă rog să veniți. Dacă nu vin, nu capeți cadou. Hai! Haide, aici sus! Mai are cineva ziua de naștere? Tehnica. Urcă! Cum te cheamă? Roberta. Roberta. Îți place muzica, Roberta? Da. Îți plac poveștile? Uite, de la editura Humanitas ai aici o carte care se numește Don Quixote de la Mancha. Este o poveste care o să-ți facă plăcere să o citești după ce o să-ți arătăm noi despre ce este vorba. La mulți ani pentru Roberta! Câți ani? 11 ani. Nu mă uit în buletin. V-am spus că muzica poate povesti, da? Acum vă dau un astfel de exemplu. A fost cândva un compozitor pe nume Telemann, cu multe sute de ani înainte. Și a fost un scriitor absolut celebru și fantastic și minunat, care s-a numit Cervantes. Cervantes a scris despre un cavaler rătăcitor pus pe aventuri, povești, 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 și Telemann a făcut o suită, adică un șir de piese scurte, descriind cum arată Don Quixote, cum arată calul lui, cum se bate el, cum arată scutierul. Din această suită, noi vă vom cânta trei părți. Dar ca să înțelegeți cât mai bine, vreau să știu dacă în sală există băieței care se numesc Marius. Să se ridice în picioare. 1, 2. Din păcate nu sunteți Mariusul pe care îl caut eu. Marius Manole, actorul de la Național,
Ne-a spus că va veni să fie alături de noi, dar se pare că nu a ajuns. Așa că povestea lui Don Quixote, fragmente, voi încerca să vă citesc eu pe post de Marius Manole. Nu știu în ce măsură voi reuși, dar îmi dau silința. Prima piesă pe care o veți asculta și orchestra, apoi... Unde mai este Iliescu? Acolo e. Nu plecați, că avem nevoie de dumneavoastră. Vă va prezenta portretul lui Don Quixote pe muzică, cu sunete. Ca să puteți să-l urmăriți, eu întâi îl voi citi. Nu ești Marius Manole? Nu, nu văd la distanță, îmi cer scuze. Așa. Iar după aceea veți vedea, vi l-a arătat deja. Acolo câteva imagini ale lui Don Quixote, dar întâi să vă citesc. Funcționează. Deci, cu două puncte, așa se poate folosi, deci, altfel nu. Într-un sătuc din La Mancha, de al cărui nume nu țin să-mi aduc aminte, nu-i mult de când trăia un hidalgo, un nobil mărunt, din cei cu lance pe perete, scut vechi, cal gârbovit și câine de hăituit vânatul. Ceea ce trebuie să știți este că avea vreo 50 de ani, era bine legat și vânos la trup, uscățiv la față și se scula cu noaptea în cap pentru că era vânător pătimaș. Mai trebuie să știți că în răstimpurile lui de liniște, care erau mai tot timpul, el se deda cititului romanelor cavalelești cu atâta foc și cu atâta plăcere că își uita aproape cu totul de vânătoare și chiar de gospodărirea avutului său. Auleu, ce s-a întâmplat? Cine plânge? Săracul! Nu-i place Don Quixote? L-a speriat Don Quixote? Sper că nu. Mergem mai departe. Deci Don Quixote citea. Și ce citea? Romane de aventuri. Romane de aventuri în care el, un țăran, la locul lui, de 50 de ani, era un cavaler rătăcitor care se lupta cu zmei, care salva domnițe, care, bineînțeles, apoi cădeau în brațe. Portretul lui Don Quixote e cel pe care îl vedeți acolo, pentru că ne spune Cervantes că se bucura atât de mult de această iluzie a lui că ar fi fost un cavaler, el care era de fapt un om de la țară, încât s-a îmbrăcat în armură, adică tot din fier, din cap până în picioare, cum vedeți acolo, și-a luat o suliță, și-a luat un cal, avea el un cal nenorocit, slab, răpciugos, care de-abia se ținea pe picioare, dar pentru care el era calul cailor, mânca jărate, și l-a botezat Rozinante. Și lui și-a spus Don Quixote, adică cel care este îmbrăcat într-o armură grea, deci se presupune că este voinic și viteaz să înfrunte toți dușmanii. Și că l-are pe Rozinante, Don Quixote pleacă în căutarea aventurii. Acum, portretul lui este foarte serios pe de o parte, dar și ușor comic și ridicol pe partea cealaltă. Să vedem, maestre, cum arată Teleman cu sunete, cum pictează cu sunete această parte serioasă, impozantă a lui Don Quixote, ca și partea de comic și de ridicol din spatele lui. Dragi copii, mă alătur și eu doamnei Cristina și vreau să înțelegem împreună ce a povestit doamna Cristina de la scriitorul Cervantes și cum a tradus prin note compozitorul Georg Philipp Telemann. Un cavaler mândru, un cavaler foarte plin de el, căruia îi plăcea să stea semeț pe calul său Rozinanta. Ia să vedem cum arată tabloul format din note. Povestea spune în continuare că el se închipuia un mare luptător care se bătea cu cele mai viteze armate din lume, cu armata morilor s-a bătut, cu armata oilor. Ia să-l vedem cum se închipuie el că învinge pe toți acești grei dușmani. Și noi când auzim zâmbim, pentru că știm că nu e așa. Thank you.
Și acum portretul lui Don Quixote, așa cum este în prima parte a suitei Don Quixote de Telemann. Veți recunoaște și pompa, și seriozitatea, și gluma. Sper că imaginile v-au plăcut și ați legat muzica de cum arăta Don Quixote. Maestru Ilescu spunea că Don Quixote își imaginează că luptă cu armate fantastice de mor, de vânt, de oi. Ei, noi vom vedea, vom asculta și vom vedea cu ochii minții și cu urechile ochilor cum atacă Don Quixote niște mor de vânt. Mergea țanțoș, călare, când deodată în depărtare vede ceva mișcându-se amenințător, niște brațe. Și spune, Dumnezeule, sunt niște uriași, niște uriași care mă atacă, niște uriași care o țin pe Dulcinea mea, așa se numea domnița lui, captivă, trebuie să-i atac, trebuie să scap lumea de ceva rău, trebuie să o salvez. Și începe să galopeze, să galopeze și nu-și dă seama că morile, care între timp în bătaia vântului își mișcau, uite, își mișcau aripile, nu sunt niște giganți. Și bineînțeles, se avântă cu lancia într-o aripă, aripa de moară îl ridică cu calcul tot și îl aruncă cât colo. Uriașii l-au învins. Să vedem cum face Telemann cu muzică povestea asta.
Atacul cu amărâta lui lance de lemn asupra aripilor mari ale morilor de vânt. Mai avem ceva? Toată partea. Deci imaginați-vă imaginile, lupta, Don Quixote, morile de vânt, Cervantes, el a scris toate. Și muzica lui Telemann. Don Quixote i-a aruncat cât colo, așa cum ați văzut, cât colo de aripile morii de vânt și se adună cum poate de pe jos și spune voi câștiga într-o altă bătălie cu alți uriași. Nu v-am spus până acum că orice cavaler trebuie să aibă și un slujitor, un scutier și bineînțeles că și Don Quixote avea unul, un țăran dintr-un sat alăturat, mic, bondoc, călare prin catâr. Ce e un catâr? Un măgar, bravo! Și cum face măgarul? O turmă de măgari vreau să aud aici. Cam nemâncați măgarii ăștia, cam nemâncați. Așa, și bineînțeles că Don Quixote călărea falnic pe, cum o chema pe iapa lui? Cum o chema calul? Cine a spus Rozinante? Capeți o carte. Urcă pe scenă. Urcă pe scenă să vadă lumea cine a știut cum îl cheamă pe calul lui Don Quixote. Mai spune o dată. Quixote. Rozinante. Aventurile lui habar n-am pentru tine, să o rogi pe mămica să ți le citească. Aplauze, aplauze pentru cea care le știe pe toate. Cei doi. Mârțoaga cal și catârul măgar galopează alături. Cel puțin așa a creat un tablou în sunete domnul Telemann. Ascultăm galopul Rozinantei și apoi galopul măgarului și apoi întreaga piesa. Da? Thank you.
astea rozinante. Măcaru. Chiar rozinante. Și s-au îndepărtat în galop, plecând departe spre noi aventuri. Aplauze pentru Orchestra Inginerilor, pentru dirijorul Andrei Iliescu, pentru Cervantes al lui Don Quixote și pentru muzica lui Telemann. Următoarea piesă din concert va fi un concert. Vedeți? La ce asistăm noi acum nu este o piesă de teatru, nu este un meci de fotbal, este un concert. Da? Deci o manifestare muzicală. Noțiunea de concert însă se potrivește și la un tip de lucrare muzicală în care, o să vedeți, în spatele meu, în față va fi tras pianul, la pian se va așeza un solist care ne va demonstra cât de bun este în interpretarea muzicii lui Mozart. Iar orchestra se dă în spate și îl va acompania discret, dar unde-i domnul Iliescu? Unde-i domnul Iliescu? Trebuia să prezentăm Orchestra Inginerilor. Îl aștept pe domnul Iliescu. Până atunci, aș vrea să știți fiecare exact pe ce loc stați. Pentru că urmează un concurs Fulger. Nu prezentăm Orchestra Inginerilor? Da, dar acum e concursul Fulger, da? Luați loc acolo și vin imediat. Centru, dreapta, stânga. Locul 74 din dreapta. Cine stă pe locul 74 din dreapta? Mămică? O mămică? Cu câți copii? Cu doi. Băieți sau fete? Cine a scris Don Quixote muzica? Cine? Telemann. Și cine a scris Don Quixote romanul? Căpătați? O carte sponsorizată de editura 45 și de Institutul Cervantes. Ca să citiți copiilor. Mulțumesc! Și părinții trebuie să știe. Veniți mai ușor decât mine. Mulțumesc! Așa, locul 32 de aici. Cine stă pe locul 32? Locul 32.
Dumneavoastră stați bunic, da? Cu câți copii? Unu. Și câți nepoți? Tot unu. Cum se numea calul lui Don Quixote? Și cum se numea scutierul lui Don Quixote? Nu suflați! Nu suflați! Să citiți nepoților! Dați-i mână-n mână! Așa, și acum să prezentăm Orchestra Inginerilor. Am nevoie și de acest microfon. Așa. Vă rog, Orchestra Inginerilor. Orchestra Inginerilor, dragi copii, este o orchestră foarte bătrână. Ea a fost înființată în 1956 și deci de câți ani? Că nici nu mai știm, sunt peste 50 de ani. Ea a dat foarte multe concerte, în special pe scena Ateneului, concerte de asemenea cu un rol educativ, atât pentru copii ca voi, cât și pentru adulți. Ce specialități aveți? Ingineria e mare. Nucleul care adună pe toți muzicienii în jurul lor este un nucleu de ingineri care este de peste 45 de ani, condus de domnul profesor universitar Mircea Cazacu. Care este totodată un eminent om de știință, membru corespondent al Academiei Române. Care primește din partea editurii Humanitas un compact disc Tchaikovsky. Orchestra se mândrește cu mai mulți soliști a ei, dintre cei prezenți astăzi aici, este domnișoara Ileana Ionești, pe care o veți auzi și în rol solistic astăzi, pe scena Ateneului. Mai este domnul Mihai Perciun, de asemenea inginer în calculatoare. Mai avem pe domnul inginer Doru Chircu, un extraordinar violoncelist și când veți mai crește o să-l auziți mai des pe scena Ateneului. Și mai avem de la începuturile orchestrei pe doctorul inginer Mihai Dogaru sau pe domnul inginer Anton Ionescu. Acestora, că nu ne facem o prezentare foarte, foarte largă, se adaugă alte specialități înrudite, foarte înrudite cu ingineria, care fac parte din breazla tehnică și științifică, doctorul fizician Aurelian Isar, de peste 20 de ani, o veți auzi de asemenea pe doctor fizician Maria Haiduc, o valoroasă instrumentistă. Orchestra a cântat și în străinătate, în foarte multe concerte, a fost și în Statele Unite, a fost și în Anglia, a fost și în Germania, unde am purtat muzica românească, precum și muzica universală, cu foarte multă mândrie și peste tot pe unde am fost, am primit aplauze și lumea s-a bucurat de ceea ce am făcut noi. Este o orchestră unică în lume, o orchestră de breaslă, cum se spune, care reunește pe toți cei din breazla tehnică și științifică. Mulțumim! Aplauze pentru noi noștri prieteni! Și acum am invit în scenă pe doamna fizician dr. Maria Haiduc, care va cânta o parte dintr-un concert de pian de Mozart și care a adus cu domnia sa, ca să întoarcă paginile, propriul nepot, care și el cântă la pian. Am uitat cum îl cheamă. Cum îl cheamă pe nepot? Îl cheamă Radu Ion Vasilache și întoarce minunat paginile. V-am spus despre concert, da? Ați văzut, a ajuns pianul în față, orchestra a trecut în spate, doamna va străluci într-o muzică minunată. Această formă de concert are trei părți, da? În tempouri diferite. Primul repede, a doua parte este lentă și a treia este rapidă din nou. Noi vom asculta partea a treia, rapidă, dar ca voi să învățați și să știți care este diferența între tema unei părți lente și tema unei părți rapide, o să rog pe doamna Haiduc să vă cânte tema părții a doua din acest concert pentru pian de Mozart, o temă liniștită, minunată, pe care vă rog să o ascultați în cea mai deplină liniște. Thank you.
minunat, nu? Asta este partea a doua a concertului. Dintre cele trei părți ale unui concert instrumental, partea a doua de obicei este lentă, de obicei. Și până vin ochelarii, ne puteți cânta partea a treia, rapidă, doar tema, da? E mai repede, nu? Așa. Și până vin ochelarii, așa cum am vorbit cu doamna Haiduc, o întreb ce înseamnă muzica pentru domnia sa, care este fizician, lucrează cu lucruri exacte, concrete. Păi, muzica este a doua viață a mea. Dacă dimineața stau la serviciu și mă gândesc din ce sunt făcute corpurile, structuri, nuclee, atomi, după masă mă relaxez ascultând muzică și dacă am norocul să mai și cânt, este suprema fericire. Deci îi sfătuiți pe toți să aibă un instrument în mână și în suflet. Ar fi ideal, fiindcă așa o plăcere și așa o mulțumire oferă muzica, cum nu cred că altceva pe lume există. Aplauze! Aș vrea să știu dacă printre copiii de aici, și sunt sigur că există, există copii care cântă la pian. Wow! Wow! Copii care cântă la vioară. Mai puțin, e mai greu de cântat la vioară. Copii care cântă la violoncel? Niciunul. Tu cânti la violoncel? Ia să vedem. Vino aici pe scenă. Să vedem dacă știi să ții un violoncel în mână. Haide! Haide! Haide să-ți arăt violoncelul la care tu cânti. Bun, vrei să vii tu? Vrei să vii să-ți arăt violoncelul? Nu vrei. Te duci tu? Nu. Vii tu să-ți arăt violoncelul? Nici tu nu vii. Cine vine? Unul mic de tot. Uite tu! Vino încoace. Hai să-ți arăt violoncelul. Vii? A, stai, fetița roșu. Bun. Deci, un băiețel, doi băieței, de aceste dimensiuni, el a spus că el cântă la violoncel. Ia să vedem. Stați lângă violoncel să vedem cât sunteți voi de mari. Mergeți acolo. Mergeți acolo și ridicați violoncel. Poate, hai. Poate să cânte la violoncel? Nu. Nu. Deci tu nu cânti la violoncel. Nu-i frumos să minți. Nu-i frumos să minți. Mulțumesc, gata, am făcut demonstrația științifică. Hai, am făcut demonstrația științifică. Mulțumesc, asistenții mei. Gata. Bravo, ai pus și tu mâna pe violon. Nu trage, nu trage, că e un instrument. Hai. Între timp au sosit și ochelarii. Noi ne-am distrat, deci nu poate niciunul să cânte încă la violoncel, dar are toate șansele. Dă mâna ca să nu cazi. Ți-a plăcut, da? Așa. Și acum partea a treia dintr-un concert de pian de Mozart. Thank you.
Pentru doamna Maria Haiduc și pentru nepotul ei care a întors atât de frumos paginile încât capătă un Don Quixote și să studieze la pian. Mulțumim, mulțumim frumos, dar mai avem, poate că nu merităm până la sfârșit florile. Vreau să vă întreb, copii, dacă n-ați sesizat că orchestra sună un pic mai altfel ca până acum. Sună mai plin, mai bogat, da? Oare de ce? Ce-a apărut? Ce-a apărut pe scenă? Ce-a apărut pe scenă? Spune! Un pian! Asta e adevărat! Dar eu vorbeam de orchestră! Spune tu! Poftim? Țambal? Așa, uite, aici o domnișoară ne spune că în scenă au apărut suflătorii. Pot să rog suflătorii să ne arate instrumentele lor? Pot să rog suflătorii să ne arate instrumentele lor? Pot să rog suflătorii să ne arate instrumentele lor? Ce avem aici? Știți ce instrument e ăsta? Ridicați-l, vă rog! Bravo! Ce instrument e acela? Corn! Minunat! Minunat! Ce instrument este ăsta? N-aud, n-aud! N-aud. Păi înțelegeți ce spun? Ia spune-mi tu, liniște, spune-mi tu ce instrument e acela, știi? Saxofon? Nu. Poftim? Clarinet? Nu. Spune tu. Flaut? Ăla mare, ridică-te, rog. Ăla mare? Ăla e flaut? Fagot! Vino să-ți dau o carte. Fagot! Așa. Uite, cheia secretă a Universului de la editura Humanitas. S-o citești, suntem în mediul științific. Așa, ce mai avem acolo? Spune tu! Flaut? E flaut? Ridică! E clarinet? Ce e? Oboi! E oboi? Oboi, stai să văd dacă mai am o carte. Mai am, mai am, mai am. Sper să-ți placă Mircea cel bătrân și luptele lui. Dați, vă rog, din mână în mână către fetiță, de la editura Humanitas, sponsorizare. Deci au apărut pe scenă instrumentele de suflat și orchestra sună imediat altfel, mult mai bogat, mult mai puternic, mult mai strălucitor. Instrumentele de suflat pot să fie și ele soliste, așa cum un concert, poate să aibă nu un singur solist, ci chiar și patru. Noi vom asculta acum o parte dintr-o sinfonie concertantă de Joseph Haydn, domnul Haydn, țineți minte.
pentru vioară, violoncel, unde sunt ceilalți soliști? Fagot și oboi, da? Soliștii, vă rog, în față. Deci doamna Ileana Ionești la vioară, domnul Teodor Chircu la violoncel, doamna Lucia Petroșanu la oboi și domnul Orban Gădri la fagot. Și pentru că ați avut probleme cu fagotul, am să rog pe cei doi, și cu oboiul, am să rog pe cei doi suflători, așa se numește cei care cântă la un instrument de suflat, să vă spună cum se cântă. Cum se cântă? Cum se cântă la oboi? Oboiul are o ancie, da? Greu se cântă. Un sunet foarte frumos. Unde e ancia de rezervă? Instrumentul are o ancie. Ce este ancia, de fapt? O pană? Două lamele din trestie, legate între ele cu ață, pe un tub. Și se suflă ușor în ele, da? Ia vino tu și suflă. Hai! Hai! Suflă să vedem cum sună, să vedem ce ușor se cântă. Mai tare! Mai tare! Tot dintr-o ancie, dar ceva mai mare, se cântă și la fagot. Să vedem, ușor se cântă la fagot, ușor se cântă. Acolo nu se prind pistoalele, se prinde instrumentul. Minunat! Te rog, pune fagotul în picioare și unde e fetița în roșu? Hai să te măsurăm de câte ori intri în lungimea fagotului. Hai! Hai! Nu, că tu ești mare! Nu aduceți! Cine vrea să vină să se măsoare cu fagotul? Haideți, unde, pune-l în picioare, pune-l în picioare. Așa, așa. Du-te, du-te tu, hai tu. Încă nu poate să cânte la fagot. Perfect, tu. Se apropie, așa. Cine mai vine să se măsoare cu fagotul? Hai, 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 du-te. Așa, hai, hai, la rând. O, am găsit cineva mai înalt decât fagotul. Și mai înalt decât fagotul. Ok, stai, vină tu aici. Uite, asta este o ancie în care se suflă la fagot. Gata, mulțumesc, mulțumesc. Suflă, suflă să vedem. Atenție că suflă în ancie. După concert o să puteți să vedeți instrumentele. Acum vă rog, merge jos. V-ați măsurat cu fagotul. V-ați măsurat cu fagotul. Și să-l ascultăm pe el cum suflă în ancie. Hai! Bravo! Bravo! Așa. Da, uite, mai vrea cineva să se măsoare. Uite, uite, măsoară-l și pe el. Da. Gata, gata, mulțumim, mulțumim, mulțumim. Merge jos acum, merge jos acum. Atenție să nu cădeți. Și acum să ascultăm cum pot fi patru soliști, doi la instrumente cu coarde și doi la instrumente de suflat. Să mai vedem cum sună aceeași temă la vioară. Atenție! La fagot. Și la oboi. Diferit, frumos, minunat la toate. Domnul Iliescu, în scenă, vă rog. O parte dintr-o simfonie concertantă pentru patru instrumente soliste de Iosef Haydn.
Aplauze, aplauze, aplauze. Și din partea școlii Genesis câteva cadouri pentru soliști. O căniță pe care scrie Clasic e fantastic pentru fiecare dintre dumneavoastră, care o puteți... Așa. Și pentru dumneavoastră. Și pentru cei doi suflători, câte o căniță cu Clasic e fantastic din partea școlii Genesis. Mulțumim, aplauze! Și acum am ajuns la cel mai fantastic moment care totdeauna este păstrat pentru sfârșit. Care sunt copiii care au instrumente la ei, în picioare? Să văd cât sunteți. Așa. Copiii care au instrumente. Ultima piesă din program este Sinfonia Jucăriilor de Leopold Mozart. Unii spun că este a tatălui lui Mozart, Leopold, alții spun că este a lui Joseph Haydn, dar nu ne interesează, doar că avem o lucrare fantastică destinată copiilor. Această sinfonie are trei părți. În prima parte sunt instrumente de făcut zgomote, instrumente jucării pe scenă. Și suflătorii se vor ridica în picioare, cei care cântă la ele se vor ridica în picioare. Veți asculta prima parte, iar la sfârșit, până atunci instrumentele încă nu. La sfârșit, când dirijorul se va întoarce către voi și vă va da semnul de început, atunci faceți cât zgomot puteți cei cu instrumente, da? Da? Ia să vedem o probă, o repetiție generală. Atenție, numai la semnal. Și... Gata! Așa. Dar asta veți face numai când dirijorul se va întoarce către voi și vă va da semnalul. Muzica se face în ordine, da? În partea a doua vor avea de lucru și cei care nu au instrumente și care vor trebui să facă cucu. Veți simți, întâi se va cânta partea a doua și veți asculta cucul. Și apoi se va relua încă o dată partea a doua, dirijorul se va întoarce cu fața către voi, va dirija orchestra cu spatele, iar voi va trebui să faceți pe ritm. Cu, cu, pauză. Cu, cu, hai! Cu, cu, pauză. Cu, cu, mai tare! Pauză. Ordonat, ordonat, toată sala vreau să facă cu-cu. Cu, cu, pauză. Cu, cu. Așa, numai când dirijorul se va întoarce către voi și vă va cere să faceți asta, da? Și surpriza de la partea a treia vine la partea a treia. Maestre? Deci când se întoarce către sală, doar atunci, până atunci, ascultați zgomotele de pe scenă, jucăriile de pe scenă. Thank you.
Niciodată nu am dirijat o orchestră așa de mare. Ia să mă aud. Și? Tare! Gata! Gata! Atât când am oprit, ne oprim cu toții. Încă o dată. Gata! Cântăm mai departe partea a doua, da? Și numai când vă dirijează pe voi cântați cucu, deci... Și acum, atenție la sala care trebuie să cânte. Prima secțiune. Da?
suflet. Așa. Acum. Bravo, aplauze orchestra, aplauze orchestra pentru public. Așa, ultima parte, o să-i rog pe toți cei cu instrumente să vină aici pe scenă, frumos. O să vă rog să vă dați puțin mai deoparte ca ei să meargă în partea aceea, ca să fie în fața dirijorului. Te rog, pe aici, acolo în spate. Eu trebuie să vă mulțumesc că ați venit astăzi aici, să vă anunț că pe 4 decembrie este următorul concert. Pe acolo, vă rog, hai, vină după mine. Să spun că acest concert a putut avea loc acolo în spate, în spate, în spate, în spate. Hai, doar datorită sponsorilor noștri Fabrio și Savana și BRD, Societe General. Cărțile vin de la Editura Humanitas, de la Institutul Cervantes, de la Paralela 45, iar cănițele pe care le vor, să vedeți dirijorul cum se cântă în orchestră, cănițele pe care copiii care sunt acum pe scenă le vor primi, vin de la Școala Genesi și sunt sigură că va fi o amintire minunată. Numai cei cu instrumente, vă rog, numai cei cu instrumente și nu veți coborâ, mergi încolo, nu veți coborâ până când nu veți lua de la mine o căniță. Dar nu veți cânta, nu vă înghesuiți, mergi mai încolo, nu vă înghesuiți. Tu n-ai? O să faci cucu, stai acum aici. Așa, nu veți cânta, copii, nu veți cânta decât atunci când dirijorul vă va face semn, adică la sfârșit, bravo! Așa, haide mămico cu ea dacă nu vrea fără. Câți cucu? Deci numai când vă face el semn, da? Finale grande, Mozart, Sinfonia Jucăriilor, Leopold Mozart, partea a treia. Thank you.